Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavel, s-a întors cu vești foarte bune de la adunarea generală a Comitetului Director a Asociației Municipiilor din România, care a avut loc la Cluj-Napoca. Prima dintre ele este aceea că după întâlniri fructoase cu reprezentanții statului, s-au luat decizii importante privind sumele de bani pentru mașinile defecte și nefuncționale. Alte decizii vizează activități administrative din municipii. Vasile Pavel ne-a oferit amănunte în exclusivitate pentru postul nostru de televiziune Vaslui TV. Temele au fost deosebit de importante. Am revenit dimineață pentru că aseară s-a închis. Au fost invitați ministrul mediului și ministrul fondurilor europene pe câteva teme foarte importante. În primul rând pe zona de mediu, domnul ministru Barna în următoarea perioadă va lansa echipamentele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Deci acel proiect denumit Insulele Verzi, a fost realizată o expoziție, au fost prezentate elementele principale ale ghidului de finanțare, unde sunt convins că și noi vom accesa. O a doua temă foarte importantă a fost accesarea proiectului Rabla. Proiectul Rabla către autoritățile locale este la fel un ghid pregătit în care autoritatea locală împreună cu fondul de mediu să participe la acel cupon de 3.000 de lei pentru fiecare mașină dusă la casare. Și aici au fost multe discuții cu privire la cotele de cofinanțare, cât pune administrația publică, cât pune fondul de mediu. Sigur că inițial s-a pornit de la un procent de 50%, 50 autoritatea locală, 50 fondul de mediu. Am discutat și cred că s-a înțeles că autoritățile locale au nevoie de bani și nu dispun acești bani. Și ultima soluție finală care cred că va fi adoptată va fi de 20-80, adică 20% să pună autoritatea locală și 80% fondul de mediu. Asta înseamnă 600 de lei autoritatea locală și 2400 fondul de mediu. E un procent destul de bun, cred că e un rezultat pe care l-am obținut în negocieri cu Ministerul Mediului.